Salutare, copii! Astăzi scoatem din ghiozdanul cu obiective de dezvoltare durabilă un experiment care sigur o să vă impresioneze. Nu este o întâmplare faptul că primul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă se intitulează Fără sărăcie. Aproape 10% dintre oamenii de pe planeta noastră trăiesc într-o sărăcie cruntă și cel mai mult sunt afectați copiii, mult mai mult decât adulții. Sărăcia nu vine doar cu foame, cu lipsa unui adăpost, cu lipsa accesului la educație sau la servicii medicale. Ea vine cu o etichetă neîndurătoare și cu un tratament nemilos din partea semenilor. Astăzi vom face un experiment care să ne arate filtrele și prejudecățile prin care îi vedem pe cei săraci și diferența de atitudine pe care o manifestăm atunci când vedem un copil sărac și unul care provine dintr-o familie cu o condiție mai bună. La acest experiment ne vor ajuta doi copii, două fetițe. Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Mulțumim că ați răspuns invitației noastre și mă bucur că sunteți lângă noi. Dragile mele, voi astăzi veți juca un rol. Sunteți actrițe, așa-i? Da! Categoric, da! Una dintre voi va fi îmbrăcată în hainele de zi cu zi, da, așa cum ești tu acum, și vei juca rolul unui copil care provine dintr-o familie cu o condiție bună, iar tu te vei transforma! Vei fi îmbrăcată în haine mai vechi, rupte. Cu ajutorul machiajului o să te facem ca și cum ai părea că ești murdar. Și puțin ciufulit, așa. Dar știți unde vom merge? Nu știți încă, normal, am să vă spun eu. Suntem la intrarea în centrul vechi al capitalei, un loc unde oamenii vin să se relaxeze și să petreacă timp împreună cu familia și cu prietenii. Eva, fata noastră îmbrăcată în haine curate, a primit misiunea de a se poziționa într-un loc unde sunt mulți trecători și a părea că este pierdută, că este tristă și că nu-și găsește familia. Ea este undeva în apropiere, să știți. Vrem să urmărim și să vedem câți oameni se opresc și o abordează și o întreabă de ce este acolo și care este starea ei într-un interval de 30 de minute. O privesc pe Eva de la distanță și văd că oamenii se opresc la ea, mă bucură acest lucru, dar sunt tare curioasă să știu ce o întreabă. Ea pare că se descurcă foarte, foarte bine. Una, două, trei, patru. Ok? Bine. Ești bine? Da. Vrei să sunăm pe cineva? Pe mami, tati? N-ai nevoie de nimic? Nu. Ce faci, iubita? Bine. Ești bine? Ce ai pățit? Tot. Ce faci, te-ai pierdut? Ești singurică? Asta este ceva? Nu? Ești bine?
Ștefa! Cum ești? Ești bine? Cum a fost? Bine. Da? S-a oprit cineva la tine? Da? Ai primit și bani! Dar te-au întrebat ce-i cu tine aici? S-au îngrijorat văzându-te singurică. Așa e? Mai reziști? Un pic, da. Un pic, da. Cum ești? Vrei să-ți dau niște bani? Vrei să-ți dau 10 lei? Dragilor, vom filma în același loc, însă de data aceasta cu alt copil. Este vorba despre cealaltă fetiță, Anastasia, care este îmbrăcată în haine murdare, mici, vechi, și vrem să vedem același lucru. Câți oameni se opresc să-i acorde ajutor? Tot în același interval de 30 de minute. O văd pe Anastasia de la distanță și oamenii abia dacă s-au oprit la ea. Nici nu vreau să-mi imaginez ce este în sufletul unui copil aflat într-o situație reală. Da. Mai puțin ceva? Nu. Dar ce-i pe față aici? Sunt mult rău. De ce stai aici? Așa stau aici. Ai părinți? Doar că m-am pierdut de ei. Te-ai pierdut de ei? Vrei să sun la poliție să îți caute părinții? Nu. Mulțumesc. Cum ești, Anastasia? Foarte puțin oameni s-au oprit, foarte puțin. Da. Da? Ia spune, cum a fost? Păi, la început când am stat sus, mă uitam și eu, așa, și nu, adică m-am simțit singură. Exact, te-ai simțit singură, așa e, te cred. Dar copiii care sunt așa, cum ești tu acum în situația asta, cum crezi că se simt? Foarte rău. Foarte rău, dar e normal să stea pe stradă singurei? N-ar trebui să stea cu părinții? Ba da. Acei părinți care își lasă copiii pe stradă, tu ce le-ai spune? Păi le-ai spune că nu-i frumos, pentru că și ei, și copiilor sunt niște copii și sunt făcuți de ei. Exact, și ar trebui să aibă grijă să de aibă ei. Să aibă grijă de ei, da. Să-i hrănească, să-i spele. Bine. Ești bine? Da. Da? Ți-e fomință? Nu. Seteție, uite, ți-am luat aici o felie de pizza, ți-am mai luat un coprigel și aici un suc și o pizza, da? Da. Mami, unde e? E la magazin. Da? Și tu ce ai pe față? O murdărie. M-am jucat și m-am murdărit. Și de ce aștepți? Unde s-a dus mami de te-a lăsat aici? Mami s-a dus pe la un magazin. Mai devreme? Da, mai devreme. Mami s-a dus la magazin mai devreme. Și sunt bine. Sunt bine. Ești bine, da? Da, da. Să mănânci, da? Și da. Să bei. Cum te cheamă pe tine? Anastasia. Anastasia, iubita. Iubita, eu sunt Vlad. Stamalin. Și Ilie Alex. Câți ani ai? Am 7 ani. 7 ani deja la școală? 7 ani. Da. La școală? Da? Am fost. Am fost. Și tu aștepți pe mami, nu? Da. Nu e nimic.
acolo aștept pe mami. Da? Da. Sigur? Sigur. Sigur? Da. Bine. Pa, Anastasia. Pa. Dragile mele, v-ați descurcat absolut minunat. Sunt impresionată de modul în care ați intrat în rol. La tine s-au oprit câți oameni care te-au întrebat ce-i cu tine? S-au oprit 8 oameni. 8 oameni. Și cred că ai primit și bănuți. Câți bani ai primit? Am primit 16 bani. 16 lei. 16 lei, am înțeles. Iar la tine cât s-au oprit? Doar 4. Doar 4 oameni și văd că ai primit și tu bănuți. Câți? Ia să-i vedem. Doar 2 lei. Doar 2 lei ai primit, așa este. Cum te-ai simțit în rolul unui copil pierdut pe stradă, fără nimeni lângă el cunoscut și nu știe încotro să o ia și este trist? Ar fi foarte trist. Ar fi trist, așa-i? Și ia să vedem acum un copil abandonat, un copil care a plecat pe străzi ca să ceară de mâncare pentru că este foame, pentru că nu are pe nimeni. Așa te-ai simțit și tu în rolul acesta? Și ia să ne gândim că totuși sunt astfel de copii. Așa? I-ați văzut pe străzi? Da. I-ați văzut pe străzi, sunt mulți. Trebuie să fie în stradă? Nu. N-ar trebui. Dar unde ar trebui să fie? Ar trebui să fie la casele lor, alături de părinții lor. Mm-hmm. Vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce ați făcut voi astăzi. Vă felicit, ați dat dovadă de o maturitate extraordinară pentru vârsta voastră și de un talent deosebit. Dragilor, experimentul nostru s-a încheiat și el ne-a arătat diferența de atitudine a oamenilor când vine vorba de un copil sărac și când este vorba despre un copil de o condiție normală. De exemplu, Anastasia a fost abordată doar de 4 persoane, în schimb, Eva a fost abordată de 8 persoane. Copii, aș vrea să vă reamintesc un vechi proverb românesc. Nu haina face pe om. Niciodată. Copiii sărmani nu suferă doar de foame și de frig. Suferă și pentru că nu au prieteni. Alege să fii prietenul lor. Alege să fii om.